Cu ce începem? Se aude! Se aude tunetul! Mami, îmi pare că se aude grindină! Ce e, mami, acolo? Mău, cu gheață! Îl aruncăm peste acoperiș? Vor reuși să-l găsească! Nu, nu! Ionuț, la da, spune nu! Îți muge tot părul din cap, mami! Mănâncă toată mâncarea Mihaelii Andreea! Îi dai un pupic lui Ice? La voi a plouat cu grindină! Nu se știe dacă va ajunge! Eu nu am observat nimic! Te-a plecat! Zâmbiște! Tot ce-a plecat și-a rămas cei mai tari! Da, Ionuț! Sperăm să fie totul bine! Uite cine a venit la noi! I-a adus floricele Melisei! Mulțumim! Cum te cheamă? Patrick! Voa! Și cine e acolo cu tine? David? Și mami și tati? Mulțumim! Hai, Melisa! Uite ce de frumoase sunt! Dai un pusire! Mulțumim! Wow! Ce fericire! Și da, cum ești cea de noroc? De când tot vrei să dai noroc? David, hai, mă! Hai, mă! Mai rușinos! Mai mare și mai se sfiește! Nu te noroc, mami, cu Mircea, că acum așa, dacă tu urzăresc casa lui Melimi. Mulțumim din suflet pentru floricele și vă dorim sărbători frumoase. Noi acum vrem să facem o coroniță din păpădii. Am adunat câteva păpădii, dar sunt foarte lungi. Pe celelalte mai scurte le lăsăm să crească, să fie frumos. Ce faci, Melisa? Vrei să faci o coroniță? Da, doar că nu-mi reușește. Nu pot să-mi amintesc. Hai să încercăm împreună, vrei? Da, ține. Deci, să-mi amintesc și eu. Ce mai tei? Tu ai strâns flori? Ai adunat floricele? Păpădii. Păpădii? Se începe așa ca o împletitură simplă, în trei. După care îmi dai, Matei, o floricică. Hai, Matei. Și o punem aici, după care o răsucim printre floricele. Se primește bine și deja pare ușor. Hai, Matei, ia aceasta, tulpina, și o pui aici, între. Așa. Și o ținem aici bine, să nu se desfacă. Și următoarea, uite așa. Hop, și iarăși, hai ia. Și o punem aici, între floricele. Voi acasă aveți păpădii. Ce-i asta? Pietru Mihaela? Stai, nu desfă. Așa, să nu se desfacă. Uite așa. Și vom face coroniță Pietru Mihaela. Îți place? Ia priviți ce bine stă Mihaelei. Cu coroniță din păpădii. Da, Ionuț. Îți place? Hai, vine și dă un pupic lui Mihaela. Ripidi! Așa, bravo! Ce frumoase! Acum mi-am pus o mască pe față, ursuleț! Și Matei zice că seamăn ca un elefant, căci am urechi mari! Ce faci, Mircea? Vreau să scot un dinte. Și ți se primește? L-am și scos! Bravo! Îl aruncăm peste acoperiș? Da! Hai, Mircea, două, trei! Pa, pa, dinte! Dar acum mi-am amintit că și eu mi-am scos o măsea. O va arunca Matei. Hai, Matei! Bravo! Mi-am scos ursulețul de pe față, iar acum vreau să văd din ce este făcută masca. Îmi este foarte interesant. Aici scrie din cocos și banană. Și prințesa noastră mănâncă? Poftă bune! Hai ajutorul, hai ajutorul, așa, este, și încă un ajutor, particip la challenge. Da. Și atunci când ești răcit, trebuie să mănânci multe fructe și legume, adică vitamine. Iar Melisa le spală. Ce ai aici, vai? Am struguri, le vei mânca pe toate? Și afine, da. Și băieții de saltea! Mircea, n-ai transpirat! Nu! Da, strângem de aici și ne pregătim de un nou challenge!
Oare Ionuț renunță la scutec? Cine a făcut treaba mare la uliță singur? Tu? Bravo! Unică! A venit o furnică la voi? Acasă! A venit atunci când voi ați ieșit afară! Și? Gata! Pleacă la căsuța ei! Nu vrea să... Nu vrea să te părăsească? Gata! S-a dus! Pa, pa! Pa, pa, furnica! Da-da-da-da! Ce fac toți? Privim la televizor! Challenge-ul cu piscina? Am ajuns la Vivo Mall să cumpărăm ceva! Fructe și legume pentru Mihaela, dar și pentru noi! Căutăm grăsimi și tot ce ține de grâu integral, pentru că tate nu are voie altceva să mănânce, trebuie să urmeze o dietă strictă. Ai găsit? Da. Ce ai acolo? Pătrunjel, rădăcină. Și țeline? Tate are voie semințe, doar că anumite feluri, migdale, semințe de floarea soarelui și nucă. Luăm și avocado. Dar să căutăm și cărniță pentru picii familiei mele mii. Am picat și pui. Mihaela deja e fetiță mare și a început să mănânce, așa că mergem la compartimentul bebeluși și... Luăm mâncare pentru ea. Cu ce începem? Cu legume. Prima trebuie să se învețe să mănânce mâncare sărată, după aceea dulce. Dar să luăm și fructe sărate. Piure de fructe, desigur. Dar acasă fierbem legume. Morcov, cartof și cu puțină cărniță și facem un fel de piure de legume. Cam așa ceva. Mircea, pe cine ai întâlnit aici? Pe Matei. Salut, Matei! Ce faci aici? Te plimbi cu tati și cu mami? Bravo! Să știi că data viitoare venim cu Matei al nostru și face cunoștință cu tine. Vrei? Da! Bine! Pa! În sfârșit am ajuns la drob! Ia privește, tati, cum este în interior! Ouăle sunt întregi! Nu știu, sunt probabil puse mai multe ouă fierte și umplut cu carne, cu verdeață, cu... Noi rețeta încă nu o știm, așteptăm să ne scrieți în comentarii. Și Mircea continuă să citească. Wow! Deja ești la jumătate de carte? Da, mai încă puțin și o termin. Iar Melissa ce face acolo? Eu ud planta care deja a crescut foarte mare. Și ne vei hrăni pe toți cu linte? Nu se știe dacă va ajunge. De la broccoli trecem la morcov! Morcov acolo, mami! Este morcov, uite așa, piureu. Eu credeam că morcov întreg. Și hai să-i dăm să guste. Ia să vedem reacția Mihaelei. Mai deschide gurița. Wow! Îți place? Și eu nu-ți vreau să guste. Guste, hai, guste. E gustos? Nu e gustos. Tu tot așa ai mâncat. A, da, nu gustos, dar mănâncă. Mănâncă mâncarea Mihaelei Andreea? Nu. Dar pe pentru Mihaela. Uite. Tu știi, tati, că la broccoli deschidea mai repede gurița. E dulce. Acesta este dulce, iar broccoli un pic așa sărățel. Celălalt stau și privesc viața lui Iisus. Mărtărești, mărtărești, gurița. Mihaela zice, tată, mai vreau, mami, mai dă-i, că vrea să mănânce. Îi mai dăm, doar că foarte puțin, să vedem dacă nu face alergie de la morcov. După aceea, va mânca și mai mult. Că vine altul, supărat. S-a supărat că nu i-am dat încă lingurița. Hai, vin să iai lingurița, hai, vin. Iarăși ai venit. Ia uitați-vă ce față are Ion. Ce supărat că nu-i dăm. Aduce și mai adu o linguriță. Aduce o linguriță. Repede. Auci. La bucătărie. Unde Ionu stă, zici? Acolo, la linguriță. Repede. Ionu și-a luat o lingură. Te murdă. Ei, uite. Și? Ionuț mănâncă toată mâncarea Mihaelei Andreea.
Bebelușul rămâne fără mâncare. Fără mâncare rămâne. Nu, are mâncare. Multe, multe. Da? Cât toți au rămas să privească filmul, noi cu Mihaela și cu Ionuț am ieșit un pic la aer curat, la plimbare. Da, Mihaela? Ce bine îți stă în această geacă, ești o dulceață. Cine e asta? Cine e aici? Cum o cheamă? Egal. Cum o cheamă? Hai să cheamă! Bravo, Ionuț! Îi dai un pupic? Îi dai un pupic lui Ice? Bravo! Ce am observat noi aici cu Mihaela? Matei cu Ionuț au adus cocostârcul aici în grădinuță. Vrei să guști, sărmăluță? Vai! E delicios? Da. Ionuț la da spune nu. Aici avem germeni din diferite semințe, cât mai multe legume, pentru că așa are voie tati să mănânce. Și mami, legume, orez și alte plantezi. Iarăși legume. Carne mai puțin. Hai, băieți! 1, 2, 3. Bravo! Bravo! Tati, privea la el și el să... Eu am citit o carte pentru școală, iar acum trebuie să citesc încă o carte care se numește Aventurile lui Tom Sawyer. Vom face un test pe ea. Sper că va fi interesantă. Noi am ieșit afară ca să decorăm puțin iglul și apoi vom pleca undeva, iar unde veți afla chiar acum. Vrem să-i convingem pe tati și pe mami ca să mergem la topogane. Noi le-am spus lui tati și lui mami că vrem să mergem în parc, dar nu știu ce idee avem noi. Da, Mircea, dar părinții nu vor avea bani cu ei ca să plecăm la distracții. Dar știi? De la challenge-ul acela cu vânătoarea de ouă, să aduc. Oh, chiar! Banii pe care noi am adunat! Mihaela, Andreea, pentru prima dată la topogane! Hai, Mihaela! A cui picioare se văd acolo? Cine vine? Cine vine? De ce țip? Rata mării? Hei, Mihaela! Am ocupat toate scaunele! Și Mircea este aici! Și Melissa! Ionuț! Și Mihaela, Andreea! Toți au plecat și au rămas cei mai tari. Da, Ionuț! Și mami beneficiază de Mihaela și se dă și ea pe topogane. Ți-a plăcut? Ți-a plăcut? Zâmbiște! Unde e Ionuț? L-am pierdut pe Ionuț! Ionuț, unde ești? Mami, nu-l găsesc, nici eu nu-l găsesc. Unde se fi dus, mami? Hai să-l căutăm! Hei, cine e acolo? Zburăm! Cu o roată zburați! Cu roata, cu cauciucul! Am prelungit plimbarea noastră de la topogane. Mihaela a dormit. A dormit foarte bine, afară e cald, aer curat și doarme bine copilul. Hai, tati. Iar Mircea cu Melissa? Privește-i! Priviți ce traseu are! Și bebelușul doarme! Nu se trezește! N-are treabă. Și chiar plouă, tati. Mihaela, ce peisaj scapi tu aici! Dar a venit, am adus-o și pe ea pentru prima dată de când s-a născut. Am adus-o aici să admirăm împreună orașul, frumusețea orașului de seară. Ia priviți și voi împreună cu noi. Luați din frumusețea pe care o vedeți aici. Și copiii unde sunt? Aici! Pe unde ați mai fost? Pe acolo, pe sus! Peste tot, da? Ca căprițele! Deși afară plouă, ia! Plouă! Iar acum o poză cu Ionuț pe ploaie pentru contul lui de Instagram! Ionuț Melimi! Mami, mai stăm că ne udă de tot!
Și așa plouați, continuăm plimbarea noastră de seară! Ta-da-da-da! Și înapoi? Cu trăsura! Veselie, veselie! Oh, unde a plecat? Gata! Tati vrea să-i amăgească pe Melisa și pe Mircea. S-a scus! Să vedem, vor reuși să-l găsească! Ia să vedem unde sunt toți! Ce, Melisa, unde e tati? Aha! Încă unul! Unde-ți fost? Ne-a găsit Melisa, deși noi am vrut cu Ionuț să ne facem o surpriză. Dar noi v-am găsit! Dar eu credeam că Ionuț îmi smulge tot părul din cap, mami. Că o să fiu chel. Uite că ți-a dat voie, nu te mai trage! Și tati, ai făcut mișcare astăzi? Un pic. Încă o dată. Ce încă o dată, Melisa? Ai văzut cum a fulgerat? Vine ploaia torențială! Așa au promis meteorologii. Meteorologii. Unde, mami, că nu văd nicio ploaie, nu niciun fulger. Stai 5 secunde și ai să vezi. Uite-l, l-ai văzut? Nu. Mai stai puțin. Stai și tu cu noi, imediat. Nu cred, mami, m-ați mințit. Nu, a fost. M-ați mințit. Ai văzut? Ce să văd? Ai văzut? Ce să văd? Eu nu am observat nimic. Brăchiții, tati, brăchiții. Și pentru că n-am făcut toți pașii necesari pe zi, mai facem niște alergări cu Ionuț. Ce e, mami, acolo? Nouă cu gheață! Avem grindină! Și posibil să distrugă pomii cu flori! Ori vom avea roadă! Dar, mami, parcă un pic se mai liniștește! Sperăm să fie totul bine! Dar, vezi, acolo cum scapără! Scapără! La voi a plouat cu grindină! Săptămâna aceasta au promis numai ploi! Și torențiale, cod galben!